Societatea Culturală Filarmonia Tuzla are plăcerea să vă prezinte expoziția pictoriței Nadia Lida de la Câmpia Târzii, proaspăt membru al societății noastre culturale, care debutează la Tuzla cu prima expoziție personală. De formațiune inginer, cochetează cu arta de circa 20 de ani și ceea ce vedeți pe simezele Galeriei Municipale de Artă Tuzla este rezultatul muncii domniei sale de circa 20 de ani. Am spus și la vernisaj și o repet, ceea ce spunea pictorul Teodor Palladi, că nu mă simt umil decât în fața artei. Și dânsa practică această artă cu umilință, dar și cu o bucurie deosebită, mărturisindu-ne că îi plac florile, că îi place lumea vegetală, că îi place tot ce este efemer. Lucrările domniei sale sunt în tehnica picturii în ulei pe pânză, dar atrag atenția și câteva obiecte de artă decorativă de porțelan pictat manual de domnia sa, precum și o lucrare deosebită care se află la intrarea în expoziție și atrage atenția tuturor, o pană de păun lucrată într-o tehnică deosebită, acrilic amestecat cu ceară, care tehnică cere o îndemânare deosebită și o rapiditate deosebită. Ne bucurăm că rândul membrilor Filarmoniei a mai crescut cu unul, astfel că la ora actuală am ajuns la 29 de membri, pentru că, așa cum am declarat de fiecare dată, Societatea Culturală Filarmonia Tuzla este o societate deschisă care primește noi membri cu condiția ca ceea ce produc să fie de calitate. De ce o expoziție la Tuzla marca înscrierea dumneavoastră în Societatea Culturală Filarmonia? Într-un fel am fost luată prin surprindere. Am primit o invitație care m-a făcut să mă simt ca și nominalizată la Oscaruri. M-am simțit foarte bine, nici nu mi-a dat prin gând să o refuz. M-am pus și am fost pusă în fața faptului împlinit. Mi-am golit casa de toate tablourile și am venit să mă confesez color. În prima mea expoziție personală. Înțeles, expoziție personală acum cade la un obicei, cumva presupune o responsabilitate artistică, pentru că el se prezintă în fața iubitorilor de artă cu munca lui. Da. A existat o selecție a tablourilor pe care le-ați adus în expoziție. Surprinzător pentru mine, am adus ce am considerat eu că este mai nou, în sensul că de vreo 25 de ani încoace. Am și mai vechi care n-au trecut de proba mea eliminatorie și spre surprinderea mea au trecut proba tot ce se vede și au fost aranjate în cel mai inteligent mod posibil și mi se pare că acoperă destul de frumos pereții acestei galerii. Eu sunt încântată, vizitatorii au fost încântați, gazdele mele par mulțumite de mine ca nouă achiziție. Cine a făcut primul pas? Societatea Filarmonia spre dumneavoastră sau dumneavoastră? Da, Societatea Filarmonia, prin doamna, de fapt doamna Cristina Oprea m-a remarcat la expozițiile colective la care am participat în calitate de membru Asociației Artiștilor Plastici Câmpia Târzii. M-a remarcat, m-a lăudat, m-a platat, m-am simțit foarte bine, m-a invitat aici și a cătămăs. Și aici cum v-ați emoționat? Foarte emoționată și după aceea foarte bine. Foarte emoționată pentru că nu mă așteptam să am atâți susținători și mai ales nu mă așteptam din partea mea la atâta emoție. Am crezut că sunt ceva mai puternică, dar
m-am emoționat. Din perspectiva artistului emoționat care expune, cum apreciați că a fost primită expoziția de publicul prezent? Probabil am văzut ceea ce mi-ar fi plăcut să văd. Eu am văzut că a fost bine primită. Sunt foarte mulțumită. Am să mai cer părerea altora să văd cum a fost văzut de alții evenimentul. Eu m-am simțit plăcută, că de fapt asta e intenția mea să... Considerăm că s-a spart gheața, să spunem așa, din expoziția asta. Da. Sunteți cumva în program și pentru alte expoziții de grup cu Societatea Filarmonică? Da, da. De grup, da. Când veți mai fi prezente cu lucrări? Care este următoarea expoziție? Domnul. Următoarea expoziție pe care o organizează Societatea Culturală Filarmonia Duda este Salonul de Iarnă, care va avea vernisajul în 29 noiembrie. Salonul de Iarnă va fi o expoziție dedicată Sărbătorii Zilei Naționale a României și va rămâne deschisă pe toată perioada lunii decembrie până în 31 decembrie. Bineînțeles că și doamna Alida Noghi va participa ca proaspăt membru a Filarmoniei la această expoziție, care va fi o expoziție colectivă. Dincolo de această expoziție, vom renoda firul prieteniei cu cei de la Câmpia Turzii, organizând o mare expoziție la Casa de Cultură din Câmpia Turzii, în data de 2 decembrie, expoziție dedicată tot Zilei Naționale a României, care va avea loc cu ocazia unui concert de muzică populară, în care noi am fost invitați cu o expoziție la care vom participa alături de artiști plastici din Câmpia Turzii. Jumătate din lucrări vor fi ale celor din Câmpia Turzii, jumătate ale filarmoniștilor turdeni. Expoziția legată de acel concert de muzică populară se va numi Satul Românesc în Arta Românească. Vor fi lucrări de pictură și lucrări de fotografie la această expoziție. Din 5 decembrie, participanți la o expoziție organizată la Muzeul Școlii Celei Vechi Române din Câmpia Turzii, unde numai membrii Filarmoniei Turda vor participa cu o expoziție de grup care va rămâne deschisă cu ocazia sărbătorilor de iarnă.